urmare a unei aventuri. Sunt situații, așa cum le-am ilustrat, când o femeie a fost agresată acasă sau chiar e o situație de viol domestic și respectiva femeie nu vrea să nască un copil care să crească în condițiile unei familii toxice sau se află în situația în care vrea să scape de un mediu toxic și vrea să se pună pe propriile picioare, dar un copil i-ar fi pentru început o povară prea mare și are dreptul să poată decide în ce moment al vieții ei naște un copil ca să poată să-l crească în condiții bune și să-i dea o șansă de viitor mai bună. Sunt situații în care o femeie se confruntă cu situații de sănătate precară, chiar este sub amenințarea unui cancer trecut sau prezent și când o sarcină apărută pe acest fond înseamnă prea mult pentru organismul ei și pentru puterea ei de a lupta pentru sănătate, pentru familie, pentru viața ei. Sunt N situații în care un avort e o șansă la sănătate și la o viață mai bună și pentru ea și pentru familie. Și acest lucru, această alegere de a putea să întrerupă o sarcină este foarte importantă pentru nucleul familiei și pentru femeie și pentru societate, pentru că e foarte prost să pierzi un adult, de multe ori un adult bine educat, un adult care are un rol foarte important în societate, pentru că nu te îngriji să-i asiguri aceste servicii de sănătate ca drept fundamental în drepturile de acoperite de casa de serviciu social. Nu sunt o susținătoare, cum se spune, avortului oricum și oricând, dar aceste servicii, acest este un drept fundamental, aceste servicii trebuie susținute, nu trebuie să rămână doar apanajul unor firme private care încarcă niște costuri și limitează accesul la servicii medicale pentru foarte multe femei, mai ales din cele care sunt cel mai dezavantajate în România. Există o diferență între generația noastră și tinerii care au venit la protest astăzi? N-aș putea să spun că există o diferență. Noi nu am putut să protestăm. Nu aveam cum. Deci eram amenințate cu închisoarea. Dacă protestam împotriva obligativității de a avea un copil, poți, nu poți să-l crești în condițiile în care consideri tu că trebuie să crești un copil. Nu am avut această posibilitate, mă bucur că există această posibilitate. Ce nu mă bucur este că avem un stat așa zis democratic care nu face ce trebuie. Și cum credeți că se îndreaptă lucrurile acum? Credeți că în viitor accesul la avort o să fie mai restrictiv sau credeți că lucrurile se îndreaptă spre bine? Sper că se îndreaptă. Nu știu, încredere în acest guvern nu prea am. Cred că se vor schimba lucrurile, dar dacă vom fi în stare să schimbăm aceste batine care sunt acum la putere și care nu se preocupă absolut deloc de binele oamenilor. Să facem scandal! Accesul la avort e drept fundamental!